Așa, când apare punctul ăla acolo. Da? Și acum se vede când este azi. Așa, la dragi, pornim de la treabă. Mario, nu, clasa întâia este, așa, cu Mario, da? Așa, ți-am dat tema acasă, nu? Da. Așa. Și te rog să pornim de acolo, că îți vezi. Da. Deci, te rog. 10 capete și 22 de picioare. 10 capete. Și 22 de picioare. Metoda... Un iepure și 9 găini. Deci, metoda este asta, face ipoteze. Al să-i ipoteză. Deci, dragilor, nu spun asta ca idee pentru Mario. O spun pentru că vom lucra mai mult timp ca această metodă să se redefinească în mintea lui și vom vedea care sunt pașii. Dar fără să-l anunțăm exact că intrăm în metoda asta. El va înțelege și voi veți înțelege foarte bine că asta e metoda. Deci, cum ai spus, tu ai răspunsul direct? Da. Un iepure și 22 găini. 9 găini. 9 găini? Da. Și un iepure. 9 găini. Și un iepure. 9 găini. Da, zice el. 9 găini și un iepure. Deci 9 găini și un iepure. 9 ori 2. Vrei să te dăm proba, da? El spune, mă convinge, 9 ori 2 = 18 și un iepure ori 4, egal cu 4 și total 22 de picioare. Foarte bine. Dar cum ai reușit să o faci? Stai, cum ai gândit totul? Ai ghicit odată așa? Da. Păi ce, nu am vrut să faci așa. Și l-am fost costumat în găi, în iepure. L-ai făcut... Adică nu aveam un iepure sau o găină și am cumpărat în iepure. Bun. Deci ai mers așa. Presupune că ar fi toate găinile. Da. Deci, toate găinile erau 8. Erau 20. Asta e foarte tare. 20 pentru că am... Deci presupune că toate sunt găini. Așa a dat celulețele. Da. Dacă erau 9, scădeam 2. Așa, 2, 4 și mai sunt 6. Mă, tot mă țin de vorba ca să mă încurc aici. Deci 2, 4, 6, 8, 10. Da? Sunt 10 capete. E bine? Da. 10. Și presupune că sunt... Acum. Numai găini. Numai... 38 de picioare. Găini. Dacă scoate toate găini, înseamnă că sunt câte două picioare la fiecare. 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Excelent! Dar tu mi-ai dat câte picioare? 22. Acum vă dau 38. Stoi, lasă, gândesc eu că la problema asta a rămas în urmă. Eu nu știu cum ai gândit-o și vreau să descoper. Deci tu ai gândit așa, presupun că toate sunt găini. Și ai consumat 20 de picioare. Dacă mai dat 29, scad din 29. Minus 20. Deci din 22 cât ai dat un problemă, scad din 20 că l-am consumat. Și am văzut 20. Și astea două le duc la o mână și am consumat-o în. Asta e. Astea două picioare în plus. Și aceste două le duci la o găină, n-are importanță care. N-are importanță. Așa știi. Și ai făcut-o pe găina asta, ai făcut-o îmbrăcată în iepure. Și ai un singur iepure și restul 9 găini. Foarte tare! Dar asta e și necărerea care o ai în minte și nu vrei să te o spui. Pentru că ce ai făcut-o acasă? Tu ai făcut chestiile astea. I-am făcut cu oaie. Așa ai făcut-o. Da. Sigur.
sigur că ai această idee, dar eu ți-o descoper fiecare dată, să vezi. Am făcut 10 ori 2. Exact. 10 ori 2. Și au făcut 20, crescăzut din 22 pe 20, s-au rămas 2, și asta, spune cele două picioare, transformă în iepul din... Ai făcut salată cam așa. Bun, se mai rău acum. Deci tot 10 capete. Tot 10 capete, deci 38 de picioare. 38 de picioare. Deci nu a dat 37 de picioare. Pentru că era impar și nu puteam. Asta. Nu-i găsești găină cu nervul cu un singur picior, sau cu trei, și nici e păi cu trei sau cinci. Dar dacă era un nou. Sigur, dacă ar fi fost... Nou. Deci 38 de picioare. Picioare. Dă-mi răspunsul direct, că tu îi dai așa direct. Nouă iepuri și o găină. Nouă iepuri, nouă iepuri. Și una. Da, mă lasă, mă discursând vreo aici? Da. Deci nu mai intervin, mă las singur, da? E foarte ușor. Deci mă las singur, da? Da. Bine. Cum a fi gândit că îmi dorești nouă iepuri? Acum știu, eu gândesc cu voce. Și 38 ăsta, care ar fi pentru 10 capete, care e numărul maxim, care e numărul minim? Deci pentru 10? Numărul minim este 20 și 40. Ai, ai! Și 38 se apropie de 40. Ești, are și mecherii tot felul. Fiindcă 38 se apropie foarte mult de 40. 40 ca și cum ar fi toți iepuri. Ca și cum ar fi toți iepuri. De-aia este și 4 ori, 10, 40. Deci, mecherul de Mario, acum a sesizat că are altă variantă deșteaptă. Și presupune că ar fi... Toate capetele să fie numai iepuri. Da? Așa, dar 40, 40. Toate sunt iepuri. Și atunci pune câte 4 la fiecare. De profesor, da. Dacă pot face 40, 40, minus 2, 38. Adică să iau, sunt nouă iepuri și o găină. Excelent. E foarte tare. Excelent. Știi? Și vreau să mă prind de mine. Deci dacă ar fi fost toți numai iepuri. Numai 40. Iepuri. 40. Dar, fiindcă numai 38 de picioare au dat, înseamnă că două picioare mai puțin trebuie să iau. Să iau două picioare ca să fie 38. Și au rămas asta, e bună, devine găină. Da, adică eu te iau două picioare, adică e dat jos căstum. Da, și-a devenit, fost iepure, a devenit găină. Și asta te dus tu. Și nu e chiar, n-ai gândit cu varianta că ar fi toate găinii. Și te gândi eu că e ca număr mare de picioare. S-au apropiat de maxim. S-au apropiat problema. Și mai încă una. Lasă-mă să vedeți bucuria, că am făcut problema asta, tu știi ce sunt bucuros sunt. Deci sunt foarte, foarte bucuros. Ei, 10 capete. Da? 10 capete. Și faptul că sunt 38 sau 22 de picioare, la 22 s-a apropiat de 20 mai bine. 38 s-a apropiat de 40. De aceea, de data asta, ai spus că sunt numai împărtați. Data trecută, că fiind 22 s-a apropiat de 20, ai pus numai găini. Foarte tare gândit. Excepțional, dragi, asta este simplu. Deci, vedeți, grăbește problema foarte repede, face raționament rapid și îl duce spre rezultat imediat. Dar, din nou, 10 capete. 10 capete și... 36. Și 36 picioare. 36 picioare. 10 capete și 36 picioare. O face singur. Singur se ia să fac nouă.
Ok. E problema tanto mi hai dato lì discute di professori. Da, știi cum am să le gândesc? Am să gândesc că nu mai dai nici răspunsul ca să mai orientez. Nu dai nimic acum, da? Nimic. Nimic, mă așa, așa. Mario, 36 se apropie de 40. Se apropie de 36 mai mult de 40 decât de 20. Foarte mult. Mai bine decât s-ar apropia de 20. De 20 e distanță prea mare. De 40 mă gândesc. De aceea presupun că ar fi toți erori. Toți erori la 40. 40 cât ai tu? 36? Dar 36, scad. Din 40, scad pe 36. Și îmi dă 4, 5, 4, 5, 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 dar acum eu zic așa, patru picioare sunt în plus acolo. Tai două de la ăsta și o fac găină și mai tai două și de ăsta. Deci două s-au dus încă două, s-au dus în total patru. Și mi-au rămas două găini și... Și o chefă. Două găini și o chefă, e bine? Da. Asta era, mă. Am înțeles. Două, am înțeles. Omule, gândește, că șmecherii, două găini și 8. Și eu chef. 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 Ăla cu 5. Da, 5 am zis. Eu n-am avut ce face. De grasă mai mult. 10 chefuri și 28 de picioare. 10 capete. Și 28 de picioare. Și 28 picioare. Iar nu dai nimic. Nici o idee. Nimic. Dar stai să văd, 28, de cine s-a apropiat mai mult? 28, de cine s-a apropiat? De 20 sau de 40? Aici nu știu să fac. 28, de cine s-a apropiat mai mult? Măcar toți, cu asta mă ajuți. Deci 28, de cine s-a apropiat? De 20 mai bine? De minim. Deci mă spune când văd de 20. Deci de minim. Vorbești codificat. Ești foarte tare. De minim s-a apropiat. De aceea să presupun că toate sunt găini. Fiind s-a apropiat mai de minim. Presupun. Ați făcut tot. Deja. Ați terminat. Deci, dacă m-a dus pe ideea asta... Dacă aveți gândul meu... Deci, cu la... Așa. Este extraordinar. Deci, fiți atenți ce faci. Îmi dă doar cu lingurița câte o idee. Spune doar atât. Deci, două. Așa, două. Sunt în total 20. Deci presupun că sunt toate, sunt acum cine? Găini, da? Găini. Adică am consumat 20 de picioare. Din 28. Din 28 când mă dai el. S-a prins. Da? Băi, mă prind. Vezi? Din 28 se zic 20. Fac 8. Și aceste 8 din 4. Care sunt în plus? Două. Și fac 8. Adică, pun o dată două picioare aici și am făcut pierdure. Dai pe doi că am consumat. Ia pun două. Și iară dai. Și iară dai și că am consumat și asta. Ia pun două. Și iară dai și cu ăsta. Ia pun două. Și iară dai. M-am prins, frate! Deci rezultatul am 4 iepuri și 6 găini. 4 iepuri. Mamă, da. 4 iepuri. Da? Mai una și mai grea. Deci fac câte și 34 de picioare.
O secundă să dau și eu răspunsul, să am și eu bucuria asta că am dat răspunsul. Da. Patru pieburi. Și șase găini. Și șase găini. Patru pieburi și șase găini. Tot 10 capete. 34 de picioare. Și 34 picioare. 10 capete și 34 picioare. Ei. Și aici câte 10 a rămas?
La 30, da, 3 din 30, 6. Am 6 picioare. Cele 6 picioare, care sunt în plus față de cât am zis eu, două. Dar nu trebuie să le, nu trebuie să le dau, că fac ce trebuie să le iau. Adică tai două picioare de la iepure și fac găină. Mai tai două picioare, deci două aici avea. Mai tai două, două iasă la tai. Mai tai două de aici și fac și pe asta găină. Și în sfârșit mai tai două și o fac și pe iepure ăsta fac găină. Și se sizez că sunt 3 găini și 7 iepuri. V-am dat răspunsul corect? 3 găini și... Uite-te la răspuns. Nu. Am greșit? Da. Ați greșit. Am zis 3 găini. 3 plus 6. Și 9 și 7 iepuri. 3 găini și 7 iepuri. Nu-i bine? Să faci multe la se dă mai mult. E să fie mult. Se dă 3 ori 2. 3 ori 2. Cât 3 ori 2, 6. Da, mă, 6. Apoi, 7 ori 4. 7 ori 4. Nu știu cât fac. Acum știu. Acum știu. Și tu, mai vreți? Știi ce? Cu
acasă, acasă, eu îți dau numărul de capete, da? Și tu compui 7 probleme. Șapte? Da, 7. Da, da. Până când? Până marți. Până marți. Este în perioadă foarte bună. Deci câte capete ți-am dat? Acum ați dat. Deci cu 15 capete. Îți dai seama, da? 15 capete. Acolo nu vă mai ajut. Deci data viitoare mă las chiar în drum, nu? Deci niciun cuvânt. Nu mai spun maxim și maximum. Nimic. Rămân de să mă descurc. Dacă mă descurcam, dacă nu mă fac de mafă. Ori sunt deductori de mine, dar să știi că eu pun așa film. Tu îi pun filmul așa, tu știi bine. Ai după de filmele noastre. Da. Și ai văzut filmele acelea, că nu le modifică nimeni. Cum le facem aici, așa. M-am făcut de baftă, să mă știe toată lumea. Bun. Deci, 15 capete. Și faci 10 probleme. Ați pus 7. Asta 10, ca să fie mă rog, sunt ori, nu vă rotund așa. 10 probleme. 10 probleme pe data viitoare. Și pe toate mi le pui. Adică nu mă ierți la niciuna. Nu niciuna să mă ierți. Vă las? Și mă las și las sânt. Nici o informație. Nu vă mai dau niciun cuvânt. Niciun cuvânt mai spune. Acum, compun eu o problemă. Să zicem că Mario este om de afaceri. Și este un constructor renumit. Construiește vile. Asta vrem. Da? Deci, Mario este om de afaceri, construiește vile. Vile cu 3 camere. Fii atent. Cu 3 camere și cu 7 camere. Deci cu 70. Fii atent. Deci, el este un om de afaceri renumit. A cumpărat un teren. Și s-a apucat de construcții, să facă vile de câte camere ați spus? 7. De 7 și de? 3. Și de 3. Notează-ți. Vile. 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 De 7 camere. Și 3 camere. Vile de 7 camere și de 3 camere. S-a apucat, a dat drumul la construcție și și-a propus pentru început, că nu știe el dacă se vând, dacă nu se vând. Pleacă pentru început de 9 vile. 9 vile? Deci 9 vile în total. Deci 9 vile în total. 9 vile în total. Dacă le numărăm camerele, deci dacă le numărăm camerele, e de 10. Numai dacă e una și una. Dar nu știu câte sunt de obicei, câte sunt de ceva, treaba, da. Dacă le numărăm camerele, sunt 47. 4. Numărul de camere e egal 47. Câte sunt de 3 și câte sunt de 7? 7 camere și câte 3 camere. Cele de, în total, problema trebuie să vedem, în total sunt 9
vine în total. Iar dacă le numărăm camerele de la cele 9 vile, dacă le numărăm camerele de la cele 9 vile, sunt 47. Întrebarea este, câte sunt de 7 și câte sunt de 3? Asta face. Eu nu am de a face, le gândește foarte atent. Nu își permite să arunce răspunsurile. Deci, în total, trebuie să ajung la 9. Nu poți să dai un răspuns deodată, nu se zice așa. Cu ce puneți? O să notăm cele 9 vile. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astea sunt vilele, toate vilele. Și cu linguța o să notăm camera. 7 de rupe. 7 linuțe o să punem la mână și doar 3 linuțe la altele. Întrebarea când ne numărăm linuțele toate, trebuie să ne dea 47 de linuțe. Cum să fac eu? Stai, 16 minus 4, 2.
Cum mă, dar asta trebuie? Eu am 20, cum am să zic? 20. Nu sunt 5. 4. Nu mai. Adună-le. Iată, 4. Iată, 4 și 4. 8. Și cu 4. 12. Până aici 16. 16. 20. Doi vers au fost foarte tare. Deci, câte grupe de 4 aveți? 5, nu? 1, 2, 3, 4, 5. Deci, până aici deasupra. 1, 2, 3, 4. O grupă. Tăiat. 1, 2, 3, 4. A doua grupă. Tăiat. 1, 2, 3, 4. Tăiat. Tăiat. 1, 2, 3, 4 și mai rămâne una singură. 1, 2, 3, 4. Tăiat. Câte vile sunt cu 7 și câte sunt cu 3? Sunt, cu 3. Sunt 4 vile cu 3. Așa. Și 5 vile cu 7. Dar am reușit de mare. Că i-am luat 9 vile total. 7 am greșit eu pe față. 5 ori 17. Păi 4 rămas, văd eu. 4 sunt cu 3. Uite de vin, nu? Uite de Mario. Deci sunt 5. 5. Cu 7. Cu 7. 5 ori 7. Așa. Și 4. Cu 3. Cu 3. În total sunt 9. 5 cu 4 fac 9. Este de dacă este numărul de camere. 7. 7 ori 5. 7 ori 5. 7 ori 5. Nu știu. De 5 ori 7. Nu. 7. Sau 5 ori 7, tot una este. 7 ori 5 sau 5 ori... 7 ori 5. Dacă ați fost 10. Nu, nu. Dacă ar fost 10, dar de 7 făcea 7. Aștept. 5 plus 5, adică am consumat 2 din 7. Așa, 2 din 5 e consumat. 50 minus 70? Nu e 50 minus 7. Aștept. 50 minus 7. Aștept. 50 minus 7. 20! Nu. Atenție, păi, pe cap, binișor. Vezi așa, de 7 de-a de 5. Un 5, un 5. Așa au făcut 10. Iar plus un 5, plus un 5. Iar au făcut 10. Iar plus un 5, plus un 5. Iar au făcut 10. Deci câți de 5 ai consumat? Ai zis tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ai ajuns la 30. Și mai este încă un 5, al 7-lea 5. 35, sigur că da. Deci 7, 5 ori 7 egal cu 35. 35 plus... Acum să vedem și dincolo. 35 plus... Așteptați. Până este rezultat, dar eu mă mai gândesc. Sigur că da. Deci e vorba de 4. 12 plus 12. 3, da. Care face 12. 12. O 10 o ducem la 3, ne dă 47. 47, excelent! Este exact cât am zis aici în probleme. Deci răspunsul corect este care? Răspunsul este care? 5. 5. 5 vile. 5 vile de 7. Cu 7 camere. Și... 4 vile cu 3 camere. Cu 3 camere. Așadar, 5 vile cu 7 camere și 4 vile cu 3 camere. Deci 5 vile cu 7 camere, 4 vile cu 3 camere. Acum, ce faci tu? Îți
Îți dai și tu răspunsul, da? Da. Bun. Bun. Faci operații, mulțește cele care ca să facă proba să vadă. Da. Să ai și clar pe cealaltă. Tot nouă vine, cu, în total. Să vedem mai avem timp, dar mai avem timp. Mai avem multe de șase. Nouă vile în total. Și acum să vedem câte dăm număr camere. Numărul de camere egal minus 53 și
este egal cu 10. Așa. Să vedeți treaba că suntem inghesuiți de acolo, din cei de a... Ne atingeați? Ne atingeați? Ne atingeați? Ne atingeați? Bună seara! Bună seara! A venit! Noi suntem în probleme, nu? Nu. Nu mai Da. Suntem, ce să ne spunem, prieteni? Să nu uitați, dați like și share. La revedere! Hai să vedem!